De joi, sezonul de încălzire pentru consumatorii de energie termică din municipiul Chișineu va fi stopat ca urmare a temperaturilor de peste 10 grade înregistrate în ultimele zile. Potrivit unei dispoziții a primarului general Ion Ceban, agentul termic va fi oprit pentru consumatorii casnici, agenții economici și pentru instituțiile din domeniul social. Ca de obicei, însă, consumatorii vor fi asigurați în continuare cu apă caldă menajeră. În acest sezon, care a fost unul destul de cald, fără zăpadă, consumatorii din Chișineu s-au plâns în repetate rânduri de facturile exagerate la energia termică pe care au fost nevoiți să le plătească. Anterior, cei de la Agenția pentru Reglementarea în Energetică au atacat în instanță întreprinderea Termoelectrica, motivul adresării fiind sumele majorate indicate în facturile pentru energie în luna ianuarie, când consumatorii au plătit pentru un medie 32-36 de zile.